Hai să vedem împreună ce rețetă de buget în doi are prăjiturela. E gata, cât ai spune leu? Nu stă rău, nu? Nu, se asortează cu lavaliera. Ești foarte organizată în bucătărie. Așa e și cu bugetul în doi? Ei, să nu exagerăm. Și în bucătărie și cu bugetul am grijă să las loc și de improvizație și de joacă. Eu cu soțul meu ne organizăm în fiecare lună bugetul, îl punem la punct, iar apoi îl luăm și tocăm și vedem ce putem face cu cheltuielile. Și cine este șeful când vine vorba de cheltuieli? Tot amândoi. Doar că avem rețete diferite de a aborda bugetul. Eu sunt mai visătoare, improvizez, mai adaug un ingredient neașteptat. El, în schimb, este mai realist, se ocupă de cheltuielile mari, eu de cele mai mici, doar că eu mai și improvizez. Avem însă grijă să împărțim bugetul și să discutăm despre el. Super! Îmi place. Îți place că n-are zahăr? Mie nu prea îmi plac prăjiturile în general. Ce ingrediente adăugați în comunicare? Și aici păstrăm un echilibru. El este mai dulce, eu sunt un pic mai picant. Dar uite așa ajungem la un numitor comun. Când ne punem la masă să discutăm cheltuielile lunare, avem grijă să lăsăm loc și pentru pofte. Și cine face meniul? Tot eu mă ocup și de meniu, și de al nostru, și de al pisicii. De regulă pornesc de la un ingredient și pe baza lui fac tot meniul săptămânal. Am însă grijă să nu fac risipă alimentară. La fel fac și cu buget. Bineînțeles că lăsăm și loc pentru mici bucurii delicioase, dar ele tot în buget se încadrează. Mai calci strâmb pe lângă buget? Calc, bineînțeles. Credem că e necesar să-ți faci poftele atâta timp cât nu arzi bugetul. Musul de ciocolată este gata și zic să-l mâncăm că dispare cât ai zice leu. Hai să vă zic repede rețeta. Ingredientul unui buget în doi sunt comunicare în doi, planificați în doi și fă-ți poftele din când în când. Laurențiu, nu știi că la masă nu se vorbește? Da, știu.